Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Am câteva vești minunate pentru voi și anume mâine, în 23 ianuarie, ora 18, este programat Brawl Talk ul Așadar, noi o să fim live aici pe Trovo, pe primul link din descriere și vă aștept să intrați să vă faceți cont de Trovo ca să puteți veni și voi să fiți alături de noi la ora 18, cu siguranță facem Brawl Talk și mă gândeam Mio așa, are numele astea Mio și mă gândeam, e pisica sau ce brawler este? Houdini ce zicea că ar fi? Pisica cred eu, Da, parcă știu că Mio se numea pisica din, din Pokémon, da. pisica din Pokémon? nu știu. așa, după formă, nu știu ce să zic, dacă seamănă cu pisica sau nu, dar... Mai vedem pe aici că zice lumea că ar fi pisicuța lui Shelly, cea neagră de Halloween. Dar tot așa nu mi se pare că ar semăna după formă cu pisica lui Shelly. Hai să mai vedem și alte teorii. Altcineva zice că este câine. Câine ai și să aibă uh, numele meu. <laughs> nu știu ce să zic. O să fie un brawler cățel, colonelul Raff. Poate că da, poate că nu. Să scrieți în comentarii ce părere aveți, ce credeți voi că o să fie brawlerul cel nou și mai mult de atât ce raritate credeți că o să aibă pentru că e super interesant, mă bucur că o să fie adăugat un nou brawler și mai uh, pro, puțin uh, probabil, puțin probabil, de fapt mult probabil o să ne arate și skinuri noi, bine, probabil nu pe brawlerul nou, ce, ci alte skinuri. De la evenimentul cu a -Bit. O teorie ar fi că este un câine colonel. Dar de ce îl cheamăm Miau, Adică de ce? Mie, mie așa mă duce cu gândul că numele ar fi pisică, da? <gângă> nu știu ce să zic. Voi ziceți că ar fi un câine uh, colonel. E un pui de pisică? Da. Nu știu ce să zic. <T> <mic etenetura> chiar mi se pare foarte tare deci neapărat să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți voi și o să aflăm cu toții mâine la ora 18 când este brol talk cu ce este de fapt câine, pisică hamster, știu eu șobolan, veveriță ce fel de animal o fi e sigur e vulpiță, nu? Ca așa după formă nu pot să-mi dau seama că ar fi vreun animal, că mi se pare că are așa, ca un fel de coroană mare, mi așa mi se pare că are un guler mare, dar da, rămâne să vedem ce o fi și ce raritate. gulerul, <laughs> Da, iar în continuarea episodului o să intru să fac un opening. Ha! pe contul lui Patrick și are foarte multe boxuri, foarte, foarte multe boxuri și vă rog să-mi țineți aici uh, pumnii ca să ne pice ceva foarte, foarte blană. Să ne pice brawlerul ăsta care încă nu s-a băgat. <laughs> Cum ar fi? Ar fi, nu? Ar fi șmeche. Amuzant. Chiar curioasă dacă e pisică, câine, șobolan, rinocer, vulpiță sau orice ar fi. Mi se pare foarte amuzant, șobolin cozaur. Este un șobolincozaur din ala, cum ziceți voi. Direct am primit rosa, mamă. E mâine la ora 18, adică 6 amiaza. Da, da, da. Și sunt live aici pe primul link din descriere, pe Trovo, vă aștept că o să ne uităm împreună la Brawl Talk, neapărat să intrați. Să vedem exact ce se întâmplă. Ce este? Ce specimen de brawler este? Ce raritate, mamă? Și ne-a dat și Jackie. Foarte tare. brawler uh, brawlerul cățel, colonelul Raf. Interesant. Chiar scurioasă. Uh, da, și isc curioasă, în primul rând, uh, și o să coste, dar de obicei nu ne zice din primul Brawl Talk, aflăm ulterior costul lor dar, da o, o să vedem chiar îți curioasă ce raritate oare să fie cromatic să fie rară chiar nu știu mă gândesc la una dintre aceste două rarități, nu știu de ce dar mi impresia că o pisică cu mască. Zici că e conte. Da, și mie mi se pare că are un fel de guler așa foarte mare. Ia uite, o pica Poco. Și cumva din cauza asta nu stai dai seama exact de forma brawlerului. Trebuie să apară un nou Brawl Pass. Ia uite, Penny. Direct. Da. Ar trebui să și apară. Deși am auzit zvonuri cu care acesta ar fi ultimul Brawl Pass, dar nu cred. Nu cred asta. Chiar nu cred. Deci, chiar sunt să ce brawler este, nu mai pot de nerăbdare. Și mă bucur că au programat Brawl talk la ora 18, adică 6 amiaza, pentru că de obicei îmi pică pe dimineață. Ia uite mă câți brawler noi avem aici în timp ce vorbim. Ne-a dat și Bibi, nu vine să crei fără număr. Exact, ei câștigă bani din Brawl Pass și n-au niciun motiv să-l scoată, deci e o minciună chestia asta acum că l-ar scoate. Chiar nu o să se întâmple asta, vă dați seama. Uh, hai să vedem pe cine spunem, de exemplu... Nu, 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 de exemplu le pun pe Bibi. Așa. Perfect. Hai să deplocăm și pe Jessie. Uhu! Punem tot uh, pe Bibi. A, așa și ultimul box. Păi ne-au dat uh, o grămadă de brawler și suntem și pe contul lui Patrick aici. Și vreau să-i număr, să văd câți brawleri noi am primit astăzi. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 brawler noi. Mamă, super tare. Deci, fantastic super mișto și atâta, mă gândesc doar la Brawl Talk de mâine, ce o să fie. E Contele Dracula, ia uzi aici, încă o variantă. Contele Dracula, e o vulpe. Cum ar fi să fie noul Brawler? O vulpe. Eu zic că ar fi foarte, foarte, foarte tare. Și dacă vreți și voi să vedeți exact ce se va întâmpla mâine, vă aștept pe live pe primul link din descriere. Nu uitați să vă abonați ca să vedeți ce ne mai tari noutăți din Brawl Stars și nu numai. Instagramul meu este foxy.insta, like, comentariu, vă pup și ne revedem mâine. Nu uitați că mâine la 18 sunt live pe primul link din descriere cu Brawl talk -ul. Vă pup, papa. Pa!